mi se pare important la filmografia lui Radu Jude, cel mai incitant cineast român al momentului, este în primul rând capacitatea sa de a negocia cu abilitate teme spinoase, considerate problematice sau tabu până recent, în orice caz insuficient explorate, precum participarea României la Holocaust în timpul celui de-al doilea război mondial sau programul represiv al comunismului în România sau chiar derivele actuale tot mai alarmante ale regimului capitalist. În aceeași măsură în care reușește să discute toate aceste probleme cu nonșalanța unui electron liber, prea puțin interesat de găști sau de avantajele unor partipriuri ușor recognoscibile, și astfel deschide un teritoriu de confruntare publică, de polemică, de dezbatere cât se poate de necesar. Pe de altă parte, mi se pare că în țara noastră, mai ales, opera sa, care până acum a stârnit pasiuni dintre cele mai intense și de partea apărătorilor și de partea celor care îl contestă, s-a discutat mai cu seamă prin prisma mesajului explicit al filmelor sale. Orice trebuie subliniat din punctul meu de vedere este că imaginile sunt niște obiecte foarte ciudate, dar care nu pot fi reduse la conținutul lor manifest, la mesajul pe care îl vehiculează la o primă vedere, ci trebuie integrate unei munci mai largi, unui context mai amplu, unei mizanscene, așa cum este exprimat în mod succint în cinema. Iar la capitolul mizanscenă mi se pare fascinant cum Radu Jude explorează noile teritorii audiovizuale în cinema, nu de pe poziția unui apărător al unei fortărețe asediate de toate aceste noi fluxuri audiovizuale generate de rețelele sociale, de platformele de streaming, de televiziune și care concurează în mod fățiș și cu tot mai mult succes cinemaul, ci de pe poziția unui participant curios și preocupat de această pulverizare audiovizuală, de această tiktokizare a imaginii, cum am mai numit-o, și care astfel, integrându-le în cinema, le redă o nouă viață, le deplasează pentru a dibui o densitate audiovizuală, o pluristratificare a imaginilor, care face din el unul dintre cei mai cele mai relevante, una dintre cele mai relevante voci din cinemaul mondial, aș zice, la momentul de față.